Resemnarea este un fel de sinucidere cotidiană. Nu există o evoluție cu resemnare. Dacă vrem să evoluăm, nu ne putem resemna. Trebuie să credem că se poate mai bine, că noi înșine putem să ne ajutăm singuri ca să putem avansa. Avem Uniunea Europeană care ne ajută, care stă lângă noi, dar trebuie să putem profita de banii pe care ni-i oferă, de modelul de democrație pe care ni-l oferă. Ați venit în România, ați făcut reportaje, ați fost bătută de minier la Târgu Jiu. Serios de tot? Sau? Nu foarte serios, dar pentru că am fugit, pur și simplu. Adică în sensul că m-au îmbrâncit, eram pe o platformă, știți, platformele destul de înalte care servesc ca să se încarce camioanele. Deci era o platformă înaltă. Și eram pe acea platformă și vroiam să vorbesc cu minerii care erau pe acolo ca să-i întreb de ce s-au mai dus odată la București, fuseseră în februarie 90 la București și sacajaseră sediile partidelor de opoziție și vreau să discut cu ei, să-i întreb de ce, tocmai, ce spunea Reuters. Întrebați acolo unde face, unde e o durere, unde e o bubă, acolo trebuie să apăsăm. Și când am început să încerc să discut cu ei, pe românește, bineînțeles, a venit o matahală care mi-a zis că trebuie să plec imediat și cine sunt și să-i dau actul de identitate. Și am spus, îmi pare rău, eu sunt un jurnalist occidental liber, aici nu mai este comunism, dumneata n-ai voie să mă întreb pe mine cine sunt și n-ai dreptul să mă legitimezi. Eu îmi fac datoria de jurnalist și asta e tot, nu deranjez pe nimeni, doar întreb. Și atunci nu i-a plăcut deloc acest ton al meu prea liber și a chemat pe mai mulți și m-au încercuit. Eram, norocul a fost că eram cu încă un jurnalist de la Reuters care era de origine cehă și un fotograf. Și pe toți ne-au încercuit așa și ne-au împins de pe platforma aia, dar am căzut jos și bine că nu ne-am rupt nimica și am apucat să fugim spre o dacie pe care o închiriasem și ne-au aruncat pietre și deasupra ne-au dat cu pietre contra noastră și pe urmă contra mașinii. Dar am reușit să intrăm în mașină și să plecăm. Ne întoarcem la protestele de pe 10 august din Piața Victoriei, unde iarăși câțiva jurnaliști au fost bătuți, un car de televiziune austriac și așa mai departe. Cum percepeți dumneavoastră lucrurile astea? Ce s-a schimbat, ce nu s-a schimbat în timpul ăsta? Ce s-a schimbat este că lumea iese în stradă. Și asta o aștept de foarte mult timp. Și tot întreb, de câte ori veneam aici, de ce nu ieșiți în stradă? Pentru că suntem în Uniunea Europeană și pentru că știți foarte bine că nu o să tragă nimeni în voi și nu o să vă facă nimeni foarte rău. Dar nu mi-am închipuit că o să fie așa de rău. Bine, dar totuși nu s-a tras. Și bine că iese lumea în stradă, bineînțeles e foarte grav ce s-a întâmplat pe 10 august, dar cred că acum nu cred că ar mai îndrăzni să mai facă o asemenea ieșire jandarmeria, mi-închipui, pentru că s-a văzut că este totul total disproporționat, așa cum am pățit și noi la ambasada României din Franța, când am vrut să votăm la prezidențiale în 2014 și când nu ni se dădea voie să intrăm în ambasadă la început și când am intrat în fine nu ni s-a mai dat voie să votăm spunându-ni se că e ora 8 și s-a terminat, deși pe regulamentul care îl citisem pe site-ul ambasadei scria că cine este în ambasadă are dreptul să voteze și după închiderea porților și nu ni s-a dat voie.